jucătorul echipei CS Mioveni, Gabriel Enache, a fost din nou convocat la acțiunile reprezentative de tineret Under-21 a României de către antrenorul Emil Săndoi. Naționala de tineret va întâlni Kazahstan și Letonia pe 2 septembrie, respectiv 6 septembrie, în preliminariile turneului final al campionatului european Under-21, ediția 2011-2013. Enache a avut o prestație bună în meciurile amicale desfășurate recent de echipa de tineret, astfel că includerea în lotul pentru aceste meciuri oficiale nu a surprins pe nimeni. Antrenorul reprezentativei de tineret Emil Săndoi a chemat la lot în general jucători tineri și de perspectiva din campionatul intern. Săndoi a fost dezamăgit de evoluția unor jucători de perspectivă, ce evoluează la echipe din afară, astfel că își dorește să apeleze cu precădere la cei de la echipele din România. Gabriel Enache este inclus în lotul CS Mioveni pentru confruntarea din această seară cu echipa Gazmetan Mediaș, acesta urmând să plece marți dimineață la centrul de fotbal de la Buftea, unde este cantonată reprezentativa de tineret Under-21 a României.